Cu toate că baza materială a clubului Sighet are nevoie de îmbunătățiri semnificative, pe perioada verii a găzduit mai multe competiții importante. S-au desfășurat mai multe competiții, astfel am început cu Cupa de Vară, care s-a desfășurat cu o participare foarte numeroasă. Am avut chiar participare internațională, au fost sportivi din SUA, Anglia, Franța, Italia, Elveția, Ungaria. Dintre evidenția se remarcă Dulugea Răzvan, se remarcă Oros Carla, Vanessa Rusneac, Roșu Alessia, Radu Andreicovic, Petrovana Alexandru, de asemenea Christopher Nistor, Marc Mesaroș, Sima Ionela și alții. Anul acesta la Sighetul Marmației s-au desfășurat și o competiție memorială. De asemenea, am desfășurat și competiția Ghinda Eugen Memorial, aflat la prima ediție. Aceasta am desfășurat-o la inițiativa unui prieten bun, amator de tenis, Purdila Marius, care a fost foarte atașat de el și, având în vedere activitatea deosebită și sacrificiile care le-a făcut el pentru fica lui, Ghinda Raluca, care a câștigat nenumeroase concursuri internaționale, interne și chiar internaționale. A fost numărul 2 în clasamentul Federației Române de Tenis, vicecampioană națională cu echipa Under 18 la campionatul național de la București și actualmente a fost șefă de promoție la Cluj. În memoria lui am desfășurat această competiție. La această competiție, locul întâi a fost ocupat de Marius Purdila, Adrian Lenghel, pe locul 2 au fost Vasile Sebeșten, Ișvan Doboieș, locul 3 l-a revenit lui Gabriel Dicu, Alin Mesaroș, Anuța Turda și Simona Dunca.